Este o vreme în care suntem bombardați de tot felul de informații. Este o vreme în care avem acces la tot felul de canale prin care ne educăm. Ne informăm, aflăm foarte multe lucruri despre lumea înconjurătoare, despre creație, nu mai suntem datori doar școlii, nu mai depindem de formatorii uh, tradiționali, cum ar fi școala primară, după aceea mergem la gimnaziu și acolo aflam lucrurile cele mai interesante despre felul în care suntem formați, creați. Acum uh, mergem la Doctor Google, punem câteva cuvinte acolo și aflăm o mulțime de lucruri controversate, contradictorii despre noi înșine foarte multă fascinație este despre mintea noastră, cum suntem noi creați, ce anume reprezintă mintea, ce anume reprezintă euul, unde sunt acestea, unde rezidă acestea? Uh, am citit tot felul de lucruri despre creier, uh, acel uh, mit și vom vedea dacă este un mit sau este adevărat că noi folosim doar 10% din uh, creier și restul rămâne nefolosit. Probabil în cazul unora este adevărat, nu mă îndoiesc că folosesc mai puțin decât ar trebui. Dar uh, de această dată am uh, invitat uh, un specialist, un alt specialist în studio, așa cum facem la între scriptură și ziar. Știți care este strategia noastră? Luăm diferite sectoare ale realității, invităm Specialistul pe acea felia uh, realității, ne uităm împreună cu specialistul, uh, uneori credincios dedicat, credincios uh, practicant, alteori uh, ne bucurăm doar de uh, calificările profesionale și abilitățile persoanei respective și încercăm împreună să ne uităm și la Cuvântul Lui Dumnezeu, la Scriptură, încercăm dezbatere, confruntare asupra acestui subiect. De această dată am ales pentru dezbaterea noastră creierul și l-am invitat în studio pe un prieten mai vechi, pe un tânăr neurolog pe care îl cunosc încă din tinerețile lui studențești, doctorul Emanuel Constantin Chețan. Bine ai venit pentru prima oară, da? Pentru prima oară în studio. Bine v-am găsit și mă bucur să fim astăzi împreună. Da. Dragă Emanuel, povestește-ne câteva despre tine, despre evoluția profesională, familie, pasiuni. Ca cei care, pentru că ești prima dată, ești cei care. Uh, ne privesc să știe mai multe despre contextul, despre uh, contextul din spatele uh, etichetei, doctorul Emanuel Constantin Chețan. Așa cum ați spomenit, deja numele meu este Emanuel Constantin Chețan, uh, sunt uh, căsătorit din 2009 împreună cu uh. Andreea, soția mea, avem trei copii, cu ajutorul domnului Penatan, pe, uh -huh. pe Hanna Carina și pe uh, Selah Anastasia. Dumnezeu să vă binecuvinteze, la anunta voastră am fost. Da, ați fost la anunta noastră și ne aducem aminte cu mare plăcere. Da, da, da. da. Incredibil cum au trecut acești ani și cum, iată, aveți trei copilași și sunteți în floarea vârstei. Da, mulțumim lui Dumnezeu uh -huh. pentru lucrul acesta. Uh -huh. În ce privește partea mea profesională, aș putea să spun că am urmat uh, cursurile Facultății de Medicină Generală de la Oradea, din cadrul Universității Oradea, pe care uh -huh. am absolvit-o în 2008. Uh -huh. Iar apoi am urmat uh, pregătirea mea de rezidențiat în domeniul neurologiei, uh -huh. uh, pregătire pe care am încheiat-o în anul 2015, uh -huh. aici la Cluj. Uh -huh. uh, deci studiile universitare le-am făcut la Oradea, apoi pregătirea în rezidențiat am urmat-o la uh -huh. uh, Clinica de Neurologie din Cluj, sub îndrumarea doamnei profesor Lăcămoara pejudu bravă. Uh -huh. În prezent uh, lucrez ca și medic specialist neurolog la Spitalul Polaris Medical uh -huh. din 2015, de când am finalizat uh, pregătirea mea în rezidențiat. Spitalul uh -huh. Polaris Medical este un spital de recuperare care are și secție de uh, recuperare neurologică. Uh -huh. Secție în care noi tratăm tot felul de afecțiuni ale creierului și ale coloanei vertebrale, uh -huh. cum ar fi accidentul vascular cerebral. Boala Parkinson, scleroza multiplă, traumatismele mm. craniocerebrale, hernia de disc, și așa mai departe. Mm -hmm. Ce pot să spun eu că. Și de asemenea, faceți precizări de nu numai tratament, ci precizări da, de diagnostic. Da. Cu precădere, scopul mm -hmm. lui este de recuperare, dar mm -hmm. pe lângă partea de recuperare facem și precizări de diagnostic. Avem mm -hmm. și aparatura necesară pentru, pentru mm -hmm. lucrul acesta. Mm -hmm. uh, trebuie, trebuie spus faptul că. Personal îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a făcut parte de această chemare. Uh -huh. În urmă, cu mai mulți ani de zile a apărut în inima mea pasiunea asta pentru neurologie, pentru uh -huh. neuroștiințe, ea continuă și astăzi și cred că va continua cât voi trăi. Uh -huh. Sunt încă în formare ca și medic tânăr și caut să aprofundez tot mai mult chestiuni legate de domeniul neuroștiințelor. Uh -huh. Asta este un lucru foarte bun. Uh, întâlnești la puțini medici tineri această plasare corectă la locul potrivit. Uh, sunt încă în formare, sunt tânăr. Una dintre cele mai mari bucurii pe care le-am avut a fost la uh, oftalmologa care s-a ocupat prima dată de o problemă pe care o am la ochi și care pentru prima dată am auzit atunci de, din gura unui medic român de peer review, de consult în paralel cu alți medici. Sunt Domnul Cruceru sunt prea tânără și pot face greșeli. Asta este o atitudine uh, lăudabilă față de atitudinea clasică pe care o știam, chiar de la oameni suspect de tineri care aveau uh, impresia că sunt uh, uh, direct consultanța ai creatorului uh, nostru și ei știu foarte bine. Da, în direcția aceasta aș putea să subliniez și eu un lucru. <coughs> în 2000... Șapte eram beneficiarul unei burse de studii în Germania la clinica mm. din Ingolstadt. Eram pe un stagiu de pediatrie și am întâlnit acolo un distins domn profesor mai în vârstă, mm. care avea vreo cinci uh, supra-specializări în domeniul pediatriei și mm. l-am întrebat curios fiind dacă sunt situații când nu știe ce are de făcut, dacă uh -huh. are dubii în privința diagnosticului și tratamentului. Și, foarte uh -huh. sincer, domnul profesor mi-a răspuns că se întâmplă și astfel de situații uh -huh. și că, în astfel de situații, nu face altceva decât să meargă în bibliotecă și să studieze. Uh -huh. Și era un domn profesor la o vârstă respectabilă, așa că uh, trebuie să înțelegem noi, cei tineri, în primul rând, dar indiferent de vârsta uh -huh. pe care o avem, că suntem datori să învățăm toată viața. Uh -huh. Un lucru bun pe care îl avem la Spitalul Polaris Medical este că suntem o echipă de neurologi, deci nu mm -hmm. suntem doar unul sau doi neurologi, suntem patru neurologi, mm -hmm. lucrăm în echipă, ne consultăm, ne ajutăm unii pe ceilalți, încercăm să creștem împreună ca și echipă, Foarte ca și important. individ și urmărim ce e mai bine pentru, pentru pacient. Excelent! Acum să încercăm să uh, disecăm subiectul nostru, dacă tot suntem la, uh, în domeniul medical, Creierul. Fascinant, fascinant organ. Pentru prima dată, în copilărie, am ținut un creier de porc în mâini. L-am luat și m-am uitat la el. Știam din școală că este foarte asemănător ca structură și compoziții cu creierul uman și l-am prins structura aceea moale uh, gelatinoasă, fli, da, uh, ăla de carne, însă, bun, asta suntem noi. Asta generează toate acțiunile, de aici uh, porcul a grohăit că e foame, de aici s-a mișcat, de aici aici s-au comandat toate acțiuni inconștiente, bătăile inimii, mișcările intestinilor din toată povestea asta, l-am prins eu în sfiu de asistentă medicală, deci nu am nu am frică de de, de organe și de, am prins creierul respectiv și l-am despicat în jumătate pe linia mediană și am început să-l să-l studiez Uh, cu curiozitatea aceea de copil, și cu uimirea că dintr-o asemenea dintr-o asemenea materie rezultă atâtea minunății. Ce este creierul? Cum funcționează el? Mă bucur că astăzi putem să vorbim despre un subiect așa de interesant cum este creierul, și cu pregătere despre creierul uman, care uhum. este de departe cel mai, cel mai fascinant. Trebuie spus faptul că de-a lungul secolilor, creierul uman a fascinat oamenii de știință și filozofii uh -huh. și el continuă și astăzi să fascineze comunitatea științifică fiind un lucru care oferă fiind uh -huh. un subiect de studiu care oferă lucruri noi și surprinzătoare. Uh -huh. Fără să fim prea pretențioși, putem afirma că creierul este cea mai complexă structură vie din univers, uh -huh. pentru că el ne ajută la perceperea noastră Așa și la perceperea mediului în care trăim, la conștientizarea propriei persoane și a mediului în care trăim. Acum, atunci când vorbim despre creier, știm clar că în organismul uman avem creier, avem inimă, avem plămâni, rinichi, glande endocrine, mușchi, piele, oase și așa mai departe. Dar când vorbim despre creier, nu vorbim doar despre un simplu organ, ci vorbim despre un centru de comandă. Pentru că creierul coordonează și reglează activitatea diferitelor. Organe și a comportamentului uman. Prin urmare, creierul coordonează și controlează gândurile, creativitatea, inteligența, emoțiile, limbajul, mișcările membrelor și funcțiile diferitelor organe. Asta face creierul. El este un centru de comandă în tot ceea ce face. Nu este un organ oarecare. Gândiți-vă că creierul nostru, creierul uman, are undeva la aproximativ 1400-1500 de grame, cântărește 2% din greutatea corpului, la un adult mă refer, dar consumă 20% din energia corpului. Creierul este cel mai mare consumator de oxigen, de sânge exact. și de glucoză. Deci, cel mai mare consumator. De aceea, și asta în contextul în care, așa cum spuneam și din avem și inimă, avem și plămâni, avem și rinichi și așa mai departe. Creierul este extrem de complex, dar este și extrem de pretențios. Uh -huh. De aceea, în momentul în care foarte el e, da, este extrem de fragil, în momentul în care e privat uh -huh. de unul din elementele pe care l-am amintit, adineaur, are foarte mult de suferit. Uh -huh. Acum, când vorbim despre anatomia creierului, trebuie specificat faptul că creierul are o structură macroscopică și o structură microscopică. Uh -huh. Din punct de vedere macroscopic, creierul este format din emisferele cerebrale, uh -huh. diencefal, cerebel, și trunchiul cerebral. Emisferele cerebrale mai sunt numite și creierul mare pentru că ele sunt porțiunea cea mai voluminoasă a creierului. Sunt în număr de două și fiecare dintre noi avem un emisfer cerebral dominant cei care sunt dreptaci au emisferul cerebral dominant stâng iar cei care deci sunt exact stâng... invers, exact da? iar cei care sunt stângaci au emisferul uh -huh. cerebral dominant drept deși uh -huh. uh, neurosavanții spun că mai sunt cazuri de oameni care sunt stângaci și să aibă emisferul dominant cel ipsilateral adică emisferul uh -huh. dominant stâng dar astea sunt, uh, sunt excepțiile Uh, emisferul cerebral stâng de regulă se ocupă de gândirea logică, obiectivă, iar emisferul cerebral drept se ocupă de gândirea creatoare. Uh -huh. Emisferele cerebrale la rândul lor sunt uh, străbătute de niște scizuri, de niște șanțuri uh -huh. care le divid în lobi. Fiecare emisfer are patru lobi. Uh -huh. Lobii la rândul lor au fiecare funcțiile specifice. Spre exemplu, uh -huh. lobul frontal este responsabil de mișcare, uh -huh. de personalitate, de concentrare, hmm. de uh, programare, de soluționarea problemelor, de limbajul expresiv, adică de vorbire hmm. și de miros. Lobul parietal, la rândul hmm. lui, este responsabil de gust, de pipăit, uh, procesează senzațiile, orientarea spațială, este responsabil de starea de conștiință a corpului. Lobul temporal este responsabil de auz, de reglarea emoțiilor, de limbajul receptiv. Adică mm -hmm. de înțelegere și aici aș vrea să, să, să subliniez un lucru că creierul nostru are un dublu sediu al limbajului. E limbajul mm -hmm. uh, expresiv adică vorbitul Efectiv, exact, care și are sediu în lobul frontal în emisferul dominant uh -huh. și limbajul receptiv adică uh -huh. partea de înțelegere care și are sediu în lobul temporal uh -huh. de aceea lobul temporal e responsabil de limbajul receptiv de reglarea emoțiilor e responsabil de auz și de memoria de lungă durată și uh -huh. în final lobul occipital este responsabil de văz de vedere uh -huh. asta e ceea ce ține de emisferile cerebrale avem apoi diencefalul sau creierul intermedial, creierul mijlociu. Diencefalul e un centru superior de integrare a funcțiilor vegetative din organism. El coordonează activitatea glandelor endocrine. <coughs> Totodată, diencefalul intervine în termoreglare. La nivelul diencefalului se reglează temperatura corpului. El intervine în reglarea comportamentului alimentar a comportamentului sexual și nu în ultimul rând diencefalul sau creierul mișlociu generează și reglează ritmul somn veghe. deci felul în care mm -hmm. suntem treși, felul în care dormim totul mm -hmm. este controlat de la nivelul diencefalului mai exact de la nivelul hipotalamusului extraordinar da. apoi avem cerebelul sau creierul mic cerebelul are rol în coordonarea mișcărilor fine faptul că uh -huh. avem acțiuni voluntare uh, coordonate faptul că sunt voluntare se datorează cerebelului uh -huh. cerebelul e acela care ne ajută să ne coordonăm mișcările uh -huh. cerebelul are rol și în asigurarea tonusului postural uh -huh. și nu în ultimul rând are rol în deci regarea felul, felul cum stă un om dacă stă sau dacă să îi așa, impresia că se scurge exact, sau exact. este ferm sau uh, are, are ceva legătură și cu uh, tonusul musculaturii. Absolut. Este, absolut, este absolut. asta o legătură cu, cu uh, modul în care acest uh, creier mic, cum, uh, cum spunem noi, uh, popular, uh, este structurat și este absolut, programat? Da, genetic, e, Evident, evident. Evident, de aceea copiii, dacă eu, dacă ne uităm la copii, ei sunt în plină dezvoltare a creierului uh -huh. la, în copilărie, în cerebel, încă se formează noi neuroni și se uh -huh. formează noi circuite neuronale, despre care o să vorbim puțin mai încolo. Uh -huh. La ei în timp, în timp ce se formează aceste structuri noi, acești neuroni noi și aceste uh -huh. rețele neuronale noi, ei învață să își coordoneze mișcările. Uh -huh. De asta un copil nu are încă o coordonare cum are un adult. Uh -huh. Și o altă funcție importantă a cerebelului este în cogniție. Cerebelul are și funcții cognitive. Hmm. Și, în final, trunchiul cerebral, o structură extrem, extrem de importantă din creier, trunchiul cerebral are rol în menținerea stării de conștiință. Faptul hmm. că suntem conștienți se datorează trunchiului cerebral, hmm. și, totodată, trunchiul cerebral are rol și în funcția cardiacă și funcția respiratorie. Trebuie spus faptul că inima este motorul organismului nostru. Dar inima și plămânii nu au autonomie. Ei hmm. sunt controlați de la nivelul creierului. Centrii hmm. cardiorespiratori se găsesc în creier, mai exact în trunchiul cerebral. Hmm. Inima funcționează pentru că primește comenzi de la nivelul trunchiului cerebral. Plămânii hmm. funcționează pentru că primesc comenzi de la nivelul trunchiului cerebral. Hmm. Cam asta ar fi structura macroscopică a creierului. Hmm. Din punct de vedere microscopic, creierul nostru este format dintr-o masă mare de celule nervoase numite neuroni. Neuronul e celula de bază a sistemului nervos central și implicit a creierului. Trebuie să înțelegem că neuronul este o celulă specializată în primirea, în procesarea și în transmiterea informației la nivel intercelular și intracelular. Conform estimărilor și a studiilor de specialitate, se crede că la nivelul creierului uman al adultului există undeva la aproximativ 83 de miliarde de neuroni. În unele mm. tipuri de literatură se specifică chiar 100, dar studiile de specialitate mai exacte spun că cifra s ar învârti undeva la 83 mm. de miliarde de neuroni. Acum, Cu acest număr ne naștem? Nu. Așa. Că aici este o. o, o aici vorbim o, de creierul o, adult. Aha, vorbim așa, de creierul așa, adult. Da. Da. Aici este și aici, dacă toți suntem la subiectul ăsta, poate mai târziu atingem ideea din neurogeneză. Când îți încheie ea. Poate este ceva care... O să punctăm care... și neurogeneza. Deci, așa cum spuneam, există undeva la 83 de miliarde de, de neuroni. Dar trebuie să înțelegem că acești neuroni nu sunt singuri. Ei mm -hmm. sunt interconectați între ei. Mm -hmm. Neuronii sunt legați între ei cu ajutorul rețelelor neuronale sau mm -hmm. a sinapselor. Mm -hmm. Sinapsa este calea de comunicare între neuroni. Un mm -hmm. neuron, spre exemplu, poate fi conectat, poate fi legat de alți 1.000 până la 10.000 de neuroni. Hmm. Cum funcționează acești neuroni? Neuronii transmit mesaje sau impulsuri neuronale altor neuroni, glande hmm. sau mușchi. Însă trebuie spus faptul că această activitate de transmitere a informației și spuneam că neuronii îs legați între ei prin rețele neuronale. Creierul este hmm. un imens sistem de rețele. Un imens sistem de rețele neuronale este creierul nostru. Hmm. La baza transmiterii informației între neuroni stau impulsurile electrice hmm. și neurotransmițătorii. Neurotransmițătorii sunt niște mesageri chimici uh, secretați de către neuron. Un neuron poate secreta unul sau mai mulți neurotransmițători. Hmm. Practic așa funcționează creierul. Lui. Deci practic creierul este uh, în momentul când el funcționează normal Funcționează pe electricitate și reacții chimice. Exact, exact. Uh -huh. Deci, creier, așa funcționează creierul, prin transmiterea informației uh -huh. între neuroni, uh -huh. prin impulsuri electrice și impulsuri și chimice. chimice. Uh -huh. da. Iar trebuie, trebuie spus faptul că neuronii înregistrează fiecare eveniment din viață în memorie. Uh -huh. Deci, neuronul înregistrează în memorie, vom vedea un pic mai încolo și unde anume, fiecare uh -huh. eveniment din viață. Deci, practic, fiecare dintre noi ține minte. Lumina aia din neon de când s-a născut și rămâne acolo permanentă exact. până la moarte. Mai ales, memoriile vechi sunt cele mai bine uh -huh. păstrate. Foarte interesant. Memoriile vechi sunt ultimele care se șterg. Chiar și în anumite boli neurodegenerative, cum este uh -huh. boala Alzheimer sau alte uh -huh. tipuri de demențe, pacientul păstrează memoriile. El nu este capabil, poate o să uh -huh. ating asta și când o să vorbim puțin și de boala Alzheimer, uh -huh. nu e capabil să formeze noi memorii. Nu e capabil să-și amintească hmm. memoriile recente, dar e capabil să evoce memoriile vechi. Hmm. Ca și o concluzie la ceea ce am spus până acum, trebuie hmm. să subliniem următorul lucru. Suntem capabili să vedem, să hmm. auzim, hmm. să ne mișcăm, să înghițim, să mirosim, să pipăim, să gândim, să raționăm. Toate astea datorită creierului. Și astea sunt lucruri pe care le conștientizăm dar și nimeni din exact, noi acum nu se gândește au, am uitat să dau semnale inimii să bată. Absolut, exact despre uh -huh. ceea ce vorbeam. Uh -huh. Inima își primește pentru fie, în fiecare secundă își primește comenzile de, de la nivelul trunchiului cerebral. Uh -huh. Creierul nostru e centru de comandă pentru ceea ce suntem ca personalitate uh -huh. și pentru ceea ce facem ca și oameni. Da, e foarte, foarte interesant că același o structuri asemănătoare generează comportamente asemănătoare la, nivel, uh, la nivelul organelor interne, practic, uh, toți avem același tip de digestie, mai mai, cu mici diferențe. Dar, când ne uităm la personalitatea cuiva, suntem atât de diferiți extreme unul de, de celălalt. Diferi. Toate de pornind de la aceeași structură, da. uh, cred. Acum, că am, că am înțeles câte ceva explicat, așa mai pe, pe limbajul popular, ce este creierul și cum funcționează el. Dacă știm ce este și cum funcționează, cum putem să avem grijă, cum putem să protejăm creierul? Ăsta e un subiect de discuție favorit pentru mine. Hmm. A... Psalmistul spunea la un moment dat că te Dumnezeu te laud că sunt o făptură așa de minunată. David a înțeles ceva din ceea ce a făcut Dumnezeu și cred că și fiecare dintre noi putem să înțelegem. <gri> nu, degeaba scriptura, nu degeaba Scriptura spune că suntem capodopera creației lui Dumnezeu. Iar din toată capodopera asta, aș putea spune că vârful de lance este creierul uman. Este, este, este ceea ce Dumnezeu a hotărât să fie acest centru de comandă. Vreau să spun următorul lucru, și anume că, pentru mulți ani, s-a crezut că creierul nostru e un creier static. Dar, în realitate, și studiile din ultimii ani au dovedit cât e de dinamic, cât uh -huh. e de flexibil, cât e, cât e el de în schimbare, uh -huh. creierul nostru. Conceptul neuroplastic. Exact, neuroplasticitate. Uh -huh. trebuie, spus, trebuie spus aici următorul lucru, că. Uh, Creierul nostru nu își încheie dezvoltarea odată cu. Că de regulă, dezvoltarea, dezvoltarea macroscopică și microscopică în mare a creierului se încheie undeva în a treia decadă de vârstă, undeva pe la 20 și ceva de ani. Dar mm. el continuă să fie în schimbare până la bătrânețe. Mm. Cât trăim, creierul nostru continuă să se schimbe mă, datorită, da, datorită neuroplasticității. Mm. Bun. Dacă avem o așa capodoperă în cutia noastră craniană, ce anume îi de făcut pentru ea și ce anume îi de făcut cu ea? Uh -huh. Pentru că Dumnezeu nu a lăsat acolo la întâmplare. Uh -huh. Aș vrea să subliniez și să aduc în atenția noastră câteva lucruri extrem de importante și extrem de la îndemâna noastră. Uh -huh. O să vedem că nu sunt lucruri greu de atins, ci uh -huh. sunt lucruri abordabile pentru fiecare dintre noi. Uh -huh. În primul rând, creierul nostru are nevoie de stimulare mentală și de antrenament cognitiv creierul are nevoie de aceste lucruri, de hmm. stimulare mentală și de antrenament cognitiv. Hmm. Și cum altfel am putea să stimulăm creierul mai bine decât prin citire, memorare și învățare de lucruri noi. Hmm. Trebuie să înțelegem că cititul pentru creier e ceea ce sunt exercițiile fizice pentru mușchi. Uhum. Și dincolo de uh, plăcerea lecturii există uhum. beneficii nete ale cititului și ale învățatului asupra creierului. În timpul cititului, în timpul memoratului și în timpul învățatului de lucruri noi, uhum. la nivelul creierului se dezvoltă noi circuite neuronale. Adică pe cele care sunt în prezent apar noi circuite neuronale, noi sinapse între neuroni. E acea proprietate de neuroplasticitate, creierul se dezvoltă. Uhum. Spre exemplu. Cercetătorii de la Emory University din Atlanta au observat în urma unui studiu că în timpul cititului sunt sporite conexiunile neuronale de la nivelul cortexului temporal stâng, adică sediul limbajului receptiv, pentru cei care sunt dreptaci. Evident, și majoritatea persoanelor sunt dreptaci. Deci, în timpul cititului, sporite conexiunile de la nivelul cortexului temporal stâng. Ba mai mult, studia mai observat ceva. Că această activitate sporită continuă încă câteva zile după citit. Foarte interesant. Deci, încă câteva zile după citit. Așa de mult antenează cititul și memoratul creierul. Alte studii hmm. de specialitate au uh, arătat faptul că, în timpul cititului și a, și a memoratului, crește volumul substanței albe din area limbajului. Hmm. În timpul cititului, în timpul memoratului, în timp ce învățăm lucruri noi. Crește capacitatea memoriei de lucru. Crește mm. capacitatea de atenție. Crește capacitatea de concentrare. Mm. E extrem, extrem de important. Cititul pune creierul la lucru. Învățatul pune creierul la lucru. Mm. Și e așa de interesant să vedem că, în timp ce citim, în timp ce memorăm, în timp ce învățăm lucruri noi, creierul se schimbă și se dezvoltă într-un mod fascinant. De aceea, de asta, asta spuneam și Adineaur că. Există beneficii dincolo de plăcerea lecturii. Ne face plăcere să lecturăm, mm -hmm. și fiecare dintre noi suntem obișnuiți să lecturăm, începând cu Sfânta Scriptură și apoi continuând cu alt tip de literatură. Mm -hmm. Dar există beneficii reale atunci când ne cufundăm în această realitate a cititului. De aceea recomand recomand o lectură cât mai asiduă, recomand memorarea de texte care ne fac plăcere, recomand învățarea de lucruri noi, învățarea unei limbi străine, învățarea mm. la un, un instrument, instrument la un instrument muzical, exact. Mm. Rezolvarea de probleme de matematică, anumite jocuri cum sunt șahul, toate acestea stimulează creierul. Mm. Și trebuie să înțelegem că în timp ce noi stăm și citim, în timp ce noi stăm și adumecăm frumusețea lecturii, creierul nostru este la lucru. Deci, în primul rând, creierul are nevoie de stimulare mentală. Stimulare mentală. Dincolo de asta, dacă ne-am imaginat un set de reguli, de exemplu, pentru... Uh... Uh, igiena bucală. Avem un set de reguli, de câte ori ne spălăm pe dinți, cum facem periajul și așa mai departe, ce mâncăm, să evităm dulciurile și așa mai departe. Pentru creier nu-i bine foarte bine să evităm dulciurile, uh, să, să mergem la stomatolog la uh, vreme. Uh, cum am putea imagina un cod de igienă Dincolo de acest prim sfat, citirea, am înțeles că de important este să-i dăm creierului nu numai oxigen prin respirație, ci să-i dăm tot timpul de lucru, să-l menținem tot timpul în formă, să-l punem cum mușchii sunt în, și practicăm exerciții fizice ca să ne, să ne menținem sănătoși. Cum anume am putea imagina un set de reguli de igienă, ce mâncăm, ce nu ar trebui să mâncăm, cât trebuie să dormim. Dacă dormim peste limită, jucăm jocuri pe calculator sau nu și așa mai departe, că și e o formă de stimulare. Exact, absolut. Interes. Cum am putea imagina un set de reguli din partea unui neurolog pentru protejare, menținere, întreținerea creierului? Pe lângă latura de stimulare mentală și antrenament cognitiv pe care tocmai l-am discutat, ar mai fi câteva aspecte importante. Un aspect important este activitatea fizică regulată sau exercițiile mm -hmm. fizice. Exercițiile fizice sunt benefice nu doar pentru mușchi, ci și pentru creier. Există beneficii nete ale exercițiilor fizice asupra creierului. Spre exemplu, s-au dovedit, tot în urma studiilor de specialitate, că exercițiile fizice cresc hipocampul. Hipocampul este o structură a creierului responsabilă de memoria de lungă durată. El se găsește la nivelul lobului temporal. Hipocampul procesează memoria de lungă durată. Spre exemplu, în boala Alzheimer întâlnim pacienți cu atrofie de hipocamp. Exercițiile fizice vin și fac mai contrariu. Ele cresc volumul hipocampului, adică întăresc și consolidează această structură cerebrală responsabilă de memoria de lungă hmm, durată. Exercițiile de. fizice cresc fluxul sanguin la nivel cerebral. Adică exerciții și activitate fizică înseamnă un creier mai bine irigat și un creier mai bine oxigenat. Hmm. Exercițiile fizice stimulează neuroplasticitatea, formarea hmm. de noi rețele neuronale. Dar mai, face ce, mai fac ceva exercițiile fizice. Studiile de specialitate au observat că exercițiile fizice stimulează neurogeneza. Hmm. Studii de specialitate au. Deci nu se oprește la 3 ani. Nu se oprește la 3 Nu, ani, se Asta, și asta vreau să subliniez că studiile de specialitate au observat că există neurogeneză în anumite structuri ale creierului cum sunt amigdala și hipocampul în urma exercițiilor fizice. Deci creierul nostru până la urmă nu i doar rezultatul genelor. Ci și și rezultatul, rezultatul unui stil de viață, a ceea ce facem. Hmm. Contează extrem, extrem de mult. Sigur, fie, fiecare dintre noi ne naștem cu un set de gene, fiecare dintre noi ne naștem cu un coeficient de inteligență, dar depinde în mare măsură de noi ceea ce facem cu creierul nostru. Depinde foarte mult de stilul de viață pe care îl hmm. avem. Și asta spuneam, studiile de specialitate au observat că pe lângă formarea de noi circuite neuronale, activitatea fizică regulată generează formarea de noi neuroni, noi celule nervoase. Hmm. Exercițiile fizice scad atrofia legată de vârstă. Ba mai mult, reduc expunerea creierului la substanțe neurotoxice, cum sunt beta amiloidul care se întâlnește în boala Alzheimer. Hmm. E extrem de important. Exercițiile fizice îmbunătățesc memoria și abilitatea de gândire. Hmm. Ele pot întârzia debutul unei posibile demențe cu până la cel puțin 15 ani. Oh. Asta spun studiile Câștind. de specialitate. Foarte interesant. Da. Acum mi explic de ce în anumite centre uh, sunt într-o asociație a capelanilor și avem uh, colegi care se ocupă în hospisuri de bătrâni. Noi ne ocupăm de hospisuri care, uh, de hospisul Emanuel este legat de bolnavii terminali, dar în hospisurile de bătrâni este această uh, practică, nu mai este nouă acum, ergoterapia și meloterapia. Exact terapia prin lucru, terapia prin artă, uh, prin artă și mai nouă asocierea în structuri uh, cu diferențe de vârstă. Deci o grădiniță care este construită într-un uh, azil de bătrâni sau un azil de bătrân construit lângă o grădiniță ca să se faciliteze contactul, relaționarea bătrânilor la copii și a copiilor la uh, bătrâni. Ceea ce am spus despre exercițiile fizice... Astea sunt doar efectele directe, dar există efecte indirecte ale exercițiilor fizice. Exercițiile fizice, spre exemplu, scad și normalizează tensiunea arterială, exercițiile fizice normalizează uh, cantitatea și uh, nivelul de colesterol și de glicemie, exercițiile fizice scad riscul de obezitate și așa mai departe. Pe acest principiu se bazează și, pro și procesul de. Neurorecuperare. Atunci când se produce un accident vascular cerebral sau o altă traumă la nivelul creierului, uhum. se practică neurorecuperarea din care face parte, de exemplu, kinetoterapia, uhum. care e un fel de gimnastică medicală. Uhum. În timpul kinetoterapiei. Celulele nervoase distruse rămân distruse, ele nu se mai refac, dar e stimulată neuroplasticitatea, e stimulată formarea de noi circuite neuronale. Hmm. Și e foarte interesant. Neuro, neurosavanții spun că nu e atât de mult important câți neuroni avem, cât e de important câte circuite neuronale avem. Hmm. Asta, e, asta e extrem extrem de important. Deci, asta ar fi. O, un, un element de bază în igiena creierului, o activitate fizică. Suntem tentați să lăsăm la o parte activitatea fizică, suntem tentați să ne afundăm poate mult în lectură, suntem uh, prinși la birou, suntem prinși acasă cu una, cu, cu cealaltă, dar e extrem de important pentru creierul nostru să avem activitate fizică. Alimentație. Nu -i întâmplă tot Dumnezeu i-a spus lui Adam să lucreze grădina, în grădină. Da, da. Pe lângă asta, alimentația și somnul, regimul somnului. Asta sunt urmează importante. să spunem. Da. Asta urmează să spun. Uh -huh. Un alt element și un alt stil de bază al, al uh, uh, funcționării bune a creierului este somnul. Trăim într-o uh -huh. societate a privării de somn. Trăim uh -huh. într-o societate a privării de somn. Și trebuie uh -huh. să începem să privim somnul nu doar ca pe o reechilibrare fizică a organismului, ci uh -huh. și ca pe o resetare a unor procese psihice, ca pe uh -huh. o regenerare a unor celule nervoase și ca pe o consolidare a memoriei. Uh -huh. Cantitatea mare de somn din fazele precoce ale vieții se mm. face ca creierul, face ca somnul să joace un rol important în maturarea creierului. Mm. De aceea copiii dorm destul de un timp destul de îndelungat în, în fazele precoce ale vieții, dar acel somn are rol în maturarea și în dezvoltarea mm. și în dezvoltarea creierului. Mm. Somnul este un element extrem, extrem de important. Trebuie spus faptul că în timp ce dormim Trupul nostru, din punct de vedere fizic, se odihnește, dar creierul nostru este foarte activ. În timpul somnului, creierul ia informația din timpul zilei, achiziționată în timpul zilei, și o transformă în memorii noi, adică formează memorii. Somnul consolidează memoria de lungă durată. Dar în timpul somnului se mai întâmplă ceva. Cu timpul, la nivelul creierului, se acumulează anumite substanțe neurotoxice, cum sunt, am pomenit deja despre beta-amiloid din boala Alzheimer sau proteina tau. În timpul somnului, sistemul limfatic al creierului se deschide și creierul se curăță de aceste substanțe, hmm. de aceste substanțe toxice. De exemplu, o, o noapte de privare de somn rezultă în depunerea de plăci de beta-amiloid în structuri cerebrale afectate de boala Alzheimer. Hmm. Așa că somnul este extrem, extrem de important. O bună igienă a somnului reprezintă un stâlp a unui stil de viață neuroprotectiv. Hmm. Știu că suntem tentați să, să tăiem din somn, suntem tentați să tăiem din anumite elemente extrem de importante, dar creierul nostru are nevoie să odihnească 7-8 ore pe noapte, are nevoie de odihnă, are nevoie să-și formeze memoriile. Trebuie spus despre somn că există două tipuri de somn, somnul REM, somnul cu vise și somnul non-REM, somnul fără vise. În ce privește somnul cu vise, există cam între 4 și 6 cicluri de somn de 15-20 de minute cu vise în timpul unui somn de 7-8 ore. Uhum. Ei bine, tocmai atunci în timpul somnului cu, cu, uh, cu vise se formează memoriile despre care vorbeam, adică creierul își consolidează informația formând memoriile care sunt depozitate la nivelul hipocampului, la nivelul uhum. lobului temporal. Foarte Asta referitor la somn, referitor la, la dietă și aici e extrem de important ceea ce mâncăm, creierul nostru e destul de pretențios și vis-a-vis -vis de acest lucru. Avem nevoie de o dietă bogată în fibre, bogată în proteine și săracă în grăsimi. Unele studii au stipulat ideea că dieta mediteraneană are efecte benefice. Dieta mediteraneană este o dietă bogată în uh, fructe, în legume, în cereale Salate. integrale, exact, în cereale integrale, în pește și folosește ca sursă de gătit, ca primă sursă de gătit, uleiul de măsline. măsline. Studiile de specialitate au arătat că dieta mediteraneană scade riscul de demență, de boală Alzheimer și îmbunătățește cogniția. Foarte interesant. Bun. Și. Deși mi se pare că uh, când ții creierul în mână, este un pachet de grăsime. Nu are nevoie de grăsimea e. de grăsime. Așa este, dar. <laughs> e... încercăm să ne scuzăm și noi, să <laughs> ne, să ne căutăm e. un stil de viață mai. Uh... Și aș vrea să mai punctez încă un element necesar pentru o bună igienă a creierului, și anume conectarea socială. E foarte interesant. Uh -huh. După ce Dumnezeu l-a creat pe om și a, și-a și -a definitivat creația, înainte să o creeze pe femeie, uh -huh. Deși omul nu căzuse încă în păcat, Dumnezeu a spus despre un lucru că nu este bun mm -hmm. și acel lucru era singurătate. singurătate. Nu este bine ca omul să fie singur și din punct de vedere al neuroștiinților nu este bine că omul să fie singur. Studiile de specialitate au relevat faptul că persoanele care sunt singure sunt mult mai predispuse și au un risc crescut de dezvoltare a mm. dimensiilor și a bolii Alzheimer. Mm. De aceea e important să fim în comunitate, în comunitatea familiei, mm. în comunitatea bisericii, în comunitatea prietenilor, în comunitatea unui anturaj sănătos. Legăturile sociale întăresc creierul nostru și îl feresc de anumite mm. afecțiuni cum sunt, cum sunt demențele. Asta ar fi încă un lucru important. Deci, mm. lucrurile care țin de, de igiena creierului nostru ar fi stimularea mentală, exercițiile fizice regulate, un somn, un somn odihnitor, o bună igienă a somnului, o dietă sănătoasă, așa cum am pomenit, conectarea socială. Mm -hmm. Observați, nu am pomenit despre nu știu ce terapii extrem de sofisticate, extrem mm -hmm. de scumpe, care, care nu sunt la îndemâna oricui. Nu, sigur. Domeniul neuroștiințelor e unul dintre domeniile în care se face cea mai multă cercetare și se, fac, se face la ora actuală cercetare pe foarte multe paliere neuroștiințe. Dar hmm. lucrurile pe care le-am adus înaintea noastră sunt lucruri la îndemâna fiecăruia dintre noi. Fiecare dintre noi avem acces la o carte și putem citi, putem memora, hmm. putem să ne găsim plăcerea în a face exerciții fizice, să avem o bună igienă sau nu și așa mai departe. Hmm. Din ce în ce mai multe. Uh, boli nenaturale pentru vârstă apar la tineri: hipertensiune arterială, atacul cerebral prematur, uh, tineri uh, afectați de uh, supraexpunere la muncă. Uh, este această nouă boală a celor Bun care, out. da, burnout, uh, care lucrează în medii foarte competitive, cu deadline, și auzi tot mai des cuvântul acesta împrumutat din limba engleză burnout. Uh, este pârlit, este ars, este făcut praf. Uh, cum, cum vezi ca neurolog toată povestea asta pentru cei de vârsta voastră și chiar mai tineri? mi mi se pare extrem de îngrijorător pentru că aceste lucruri sunt cu urmări definitive asupra uh, creierului sau cu urmări care se pot șterge uh, sau repara sau recupera foarte greu. Da, în calitate de neurolog aș vrea să vorbesc despre Prezența accidentului vascular cerebral la persoane tinere. Mm. S-a observat în ultimii ani o creștere a incidenței accidentului vascular la persoanele tinere. Mm -hmm. Și acest lucru are câteva explicații și câteva cauze. Mm. În primul rând, se datorează unui stil de viață nesănătos a unui stil de viață aberant, aș putea să-i spun. Mm. Și există câteva elemente în acest stil de viață nesănătos. În primul rând, vorbim de fumat. Se știe că în zilele noastre un număr destul de mare de persoane sunt prinse în mrejele acestui viciu a fumatului. E uh -huh. extrem de, de trist și de dezamăgitor să vezi tineri care fumează, care își consumă viața, își consumă banii, își consumă resursele și energia pe, pe acest viciu. Pe mine, sincer, ceea ce mă frapează, îi să văd personalul medical fumând. Yes. Oameni care se întâlnesc în fiecare zi sau aproape în fiecare zi cu consecințele fumatului. Vorbim aici de accentul yes. vascular cerebral, de infarctul miocardic, de cancerul bronhopulmonar și totuși se expun. Yes. Am avut discuții chiar și cu colegi de-a mei fumători și uh, le-am spus că sunt destul de siderat să văd cum fumează, în ciuda faptului că sunt conștienți de consecințele, de consecințele devastatoare ale fumatului. Personal am avut uh, și în familie un verișor necredincios care a fumat extrem de mult și a sfârșit, în, în final, uh, a murit în urma unui cancer bronhopulmonar. pulmonar hmm. Oameni care se, se expun de bunăvoie la, la, da. la, uh, la acest risc. Acum la ora actuală din fericire există tot felul de campanii de descurajare a fumatului și de renunțare la fumat, campanii care ajută oamenii să, să renunțe la fumat. Sunt unii care ajung să renunțe la fumat prea târziu. Hmm. Dar trebuie spus fumatul este un factor de risc major pentru accidentul vascular cerebral. Hmm. Apoi, un alt element a unui stil de viață nesănătos este obezitatea. Trăim într-o societate în care mulți dintre noi suntem sedentari. Sedentarea acasă, sedentar la locul de muncă de acasă la locul de muncă suntem în mașină, mașină. prea puțin pe bicicletă uh -huh. toate astea asociate cu o dietă nesănătoasă, bogată în grăsimi cu, cu lipsa somnului și toate astea coroborate ajung să ducă sedentarismul și dieta nesănătoasă ajung să ducă în final la supraponderalitate și la obezitate. Uh -huh. Studiile de specialitate spun că obezitatea dublează Riscul de accident vascular cerebral hmm. la persoanele tinere. Hmm. Mai mult, obezitatea este un factor de risc și indirect pentru accidentul vascular cerebral. Obezitatea crește valorile tensiunii arteriale, obezitatea generează apariția diabetului zahara de tip 2, care la rândul lor sunt factor de risc pentru, uh, hmm. de risc pentru uh, uh, accidentul vascular cerebral. E așa de interesant, mă uit în Sfânta Scriptură și mă uit la genesă, mă uit la începuturi, e interesant. Dumnezeu i-a dat voie omului să mănânce din toți pomii cu excepția unui singur pom, dar în același timp l-a pus și la lucru. L-a pus, i-a dat o dietă sănătoasă, dar l-a pus să facă și mișcare, să aibă activitate e. fizică. De asta e foarte important, e extrem de important și mulți dintre noi nu avem probleme cu, fum, cu, fumatul, slavă Domnului, dar avem problema asta cu, ne luptăm cu, cu supraponderalitatea, ne luptăm cu obezitatea. E, e foarte important să fim atenți la ce mâncăm, e foarte important să fim atenți câtă mișcare facem, cum facem mișcare, pentru că obezitatea, obezitatea în adevărat sens al cuvântului face ravagii în materie de accident vascular cerebral. Mm. Oh, sunt atâtea lucruri care uh, apar și atâtea lucruri care ne fac să ne simțim vinovați. Uh, deși sunt un uh, tip foarte activ, mărturisesc că în ultimul timp am lăsat-o mai moare, iată discuția asta mă, mă motivează să Uh, revin la un stil de viață mai activ, uh, la o dietă mai cumpănită. E foarte, foarte important pentru toți ascultătorii noștri care acum stau într-un fotoliu și vor sta într-un fotoliu și uh, vor merge din fotoliu la masă și din la masă probabil la servici cu mașina să fie conștienți că vine uh, va veni vremea când vor tânji după posibilitatea de a se mișca liber și nu vor mai putea face, să folosească acum în tinerețe și maturitate posibilitatea de a se mișca liber, de a face mișcare, de a îngriji de ce nu de o grădină, dacă aveți, sunteți la casă, să puteți îngriji o grădină, să puteți face o activitate cu mâinile, toate acestea, iată, fac parte din igiena absolut necesară creierului. Când ar trebui să vedem un neurolog? Când, când ajungi la neurolog deja e foarte dacă, dacă aud eu care mă consider un tip destul de cultivat inclusiv medical, dacă aud pe cineva că a ajuns la neurolog, sigur a pățit ceva grav La oftalmolog mergem că trebuie să ne facem controlul anual sau din 6 în 6 luni La stomatolog mergem în mod regulat ne programăm dar la neurolog nimeni nu se programează Așa este. Da, de, de când ar trebui să ajungem la neurolog? S -s, sunt două posibilități. Ori ajungem prea târziu, ori ajungem într-o panică inutilă? Da, și una și cealaltă sunt valabile. Acum, uh -huh. există două tipuri de prezentare la neurolog. Există prezentarea de tip urgență, în cazul unei urgențe majore. Știu eu cum este un accident vascular cerebral, uh -huh. o hemoragie cerebrală, o tumoră cerebrală. Sau există. Modalitatea de prezentare în regim de ambulator pentru un consult în, în cazul apariției unei probleme. Acum, trebuie spus faptul că de fiecare când ne prezentăm la neurolog, neurologul ne face un examen clinic, un examen e. obiectiv neurologic. Examenul obiectiv neurologic nu are nimic dăunător în sine. Așa că ori de câte ori apar anumite probleme, cum ar fi o durere de cap o durere de coloană, uh, tulburări legate de memorie, scăderea forței într-unul dintre membre, apariția unor tulburări de sensibilitate, apariția unor tulburări de limbaj și așa mai departe, ar fi bine să ne prezentăm la neurolog. Sunt categorii sociale care se prezintă la neurolog și preventiv, cum sunt șoferii. Ei trebuie să-și facă vizitele anuale și ajung și la, la noi la neurolog. Dar, de regulă, hmm. în situațiile pe care le-am pomenit mai înainte, se ajunge, la, se ajunge la neurolog. Ceea ce e foarte important, și ați pomenit dumneavoastră ceva la început, la început despre doctor Google, hmm. e foarte important să nu confundăm neurologul cu doctor Google. Corect. Google este un motor de căutare, aș spune, pentru cultură generală și ne ajută într-o oarecare într măsură să ne formăm o oarecare opinie, dar în, în limitele culturii generale. Niciodată Google nu ne va informa la nivel de tratat, nu o să găsim tratatele de neurologie sau tratate de medicină pe Google. De asta nu avem voie să înlocuim medicul. Cu internetul, sub nicio formă. Hmm, pe mine. Da, am, am prieteni, spre exemplu, în unele țări extrem de dezvoltate, cum sunt Australia, și îmi spuneau că australienii, într-un număr destul de mare, uh, refuză unii dintre ei să meargă la, la medic și se consultă pe, pe. Exact, se consultă de pe internet. Hmm. Uh, Cred că fiecare dintre noi am putea o dată pe an, fără să avem motive speciale, să facem o vizită la un neurolog, hmm. să vedem neurologul ne-evaluează uh, motricitatea, neurologul ne-evaluează limbajul, ne-evaluează problema de, Partea de sensibilitate, partea mm -hmm. de coordonare, nervi cranieni, mm -hmm. mersul și așa mai departe. Și cred că, odată pe an, am putea să apelăm la un neurolog. Pentru mm -hmm. mine, îi mare mărarea când intră în cabinet un pacient și îmi spune, domnul doctor, am venit să văd. Dacă dacă dacă, normal. Da, dacă totul <laughs> este în regulă. Că de regulă, nu prea ne întâlnim cu așa ceva. Da, 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 da. da. Da, așa cum uh, mașinii trebuie să facem revizia tehnică, periodică, la fel uh, probabil cu atât mai important este pentru cel mai, cel mai important lucru din organismul nostru, dacă ni s-a împutează o mână, rămânem noi înșine. Pierdem un picior, rămânem noi înșine. Uh, avem o extracție uh, de măsea, rămânem noi înșine. Chiar dacă e măseaua de minte, tot nu, nu pierdem. Nu ne pierdem mințele. Dar în momentul când am pierdut creierul, ne-am pierdut pe noi înșine. Asta vă pot garanta, avem în spitalul nostru pacienți de peste tot din țară și pacienți chiar și din străinătate și nu puțin din ei sunt pacienți tineri. Vorbeam la un moment dat despre incidența accidentului vascular cerebral la persoane tinere și vorbeam despre anumiți factori nocivi cum sunt fumatul sau obezitatea. Dar ar mai puncta la această categorie faptul că există și s-a observat în ultimul timp o incidență tot mai mare a bolilor cardiovasculare la persoane tinere, hmm? hipertensiune arterială. Hmm. Hipertensiunea arterială e cauza numărul 1 accidentelor vasculare mm. cerebrale. Accentul vascular cerebral e de două tipuri: ischemic, atunci când se blochează un vas de sânge, și hemoragic, atunci când se sparge un vas de sânge. Mm. Ei bine, hipertensiunea e factorul de risc numărul 1 și cauza numărul 1 accidentelor vasculare cerebrale în lume, mm. atât pentru cele ischemice, cât și pentru cele hemoragice. Am pacient la 30 de ani, am pacient wow. la 30 de ani cu hipertensiune arterială, wow. cu hipertensiune arterială. Pacienți tineri cu fibrilație atrială, pacient Tineri mm -hmm. e foarte, pacienți tineri cu infarct miocardic, pacienți tineri cu diabet zaharat. E mm -hmm. foarte important ca cei care la vârsta asta ajung să sufere de astfel de probleme de sănătate să-și le controleze foarte bine prin consulturi mm -hmm. periodice, printr-un tratament adecvat, printr-o dietă adecvată. Ar mai fi iarăși la în rândul categoriei de persoane tinere. Persoane care suferă accidente vasculare în urma unor afecțiuni, cum sunt trombofiliile. Trombofilia este mm. o predispoziție la coagularea sângelui, este o predispoziție la formarea de tromboze arteriale și venoase. Mm. Țin minte, am avut, eram rezident în ultimul an la Clinica de Neurologie mm. din Cluj și am avut pacientă chiar din mediul evanghelic, o tânără de 23 de ani cu accident oala, vascular cerebral, oala, oala. și care a fost ulterior depistată cu această trombofilie. Avem pacienți care suferă de astfel de afecțiuni hmm. și care trebuie să urmeze, unii dintre ei, anumite tratamente pentru toată viața. Iată ce repede a trecut timpul nostru, însă cred că ne-am ales cu un mare câștig, și anume, odată ce am învățat despre creierul nostru, cum funcționează, știm și cum să-l protejăm, și să nu uităm, dragi prieteni, să ne mișcăm, să mișcăm creierul spre lectură, să avem, să-l stimulăm, să-l citim. Uh, nu vă ia mult să vă mișcați, puteți merge pe jos, de la mersul pe jos până la cultivarea unei grădini oricine poate face acest lucru, putem citi, Biblia vă este la de iar pentru cei care nu sunt credincioși, ziar de vă sunt la de mână, lectura de orice tip am învățat uh, că poate ajuta. De asemenea, să avem grijă ce mâncăm, ce mâncăm, aia devenim, aia suntem, să avem grijă cât dormim. Probabil unul dintre primele întrebări pe care o să-i le pun lui Dumnezeu când o să fiu în fața lui cu, cu smerenii fără obrăznicii este de cine a pus să dormim trei, o treime din viață. Și să știți că și eu m-am gândit. Da, mie mi-este ciudă, sunt un om care doarme destul de puțin și dorm cu ciudă, de asta pentru mine emisiunea asta este cumva un subiect de vinovățire și după ce am stabilit ce mâncăm și că dormim interconectarea socială, iar este pidejdele de la o mână, citiți, lucrați, aveți grijă ce mâncați, dormiți și iată putem prinde cu mâna interconectare socială. Uh, singurătatea este boala cea mai grea a secolului în care trăim. Oamenii singuri se pierd pe ei înșiși, pierd mințile, de aceea, Biserica, Iată, vă stă la dispoziție. Ușile bisericii sunt deschise pentru cei care nu au prieteni, pentru cei care nu au frat, surori. Aveți frați, surori în biserică? Și de ce nu? Poate Biserica va lua măsuri și se va trezi și va ajuta. Biserica poate oferi programe sociale. Biserica a fost cea care a instituit Universitatea. Lectura exact. Biserica a fost cea care a încurajat uh, lucrul bun și uh, uh, iată biserica ar putea să faciliteze programe educaționale prin care să învățăm să avem grijă de ceea ce Scriptura numește templul Duhului Sfânt, Așa trupul e. nostru, corpul nostru și să sfârșim cu ceea ce spunea latinul înțelept „Mensana sana in corpore sano, o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Mulțumim foarte mult doctor Emanuel Constantin Chețan este doar un debut, este prima emisiune, poate vom reveni să continuăm, au mai rămas atâtea lucruri încă nediscutate. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru că ne-ați ascultat și ce să vă urăm, minte sănătoasă, să fiți oameni cu minte, să fiți oameni cu minți și cu minte sănătoasă. Și eu și mie mi-a făcut mare plăcere să discutăm aceste aspecte, consider eu extrem de importante și mă rog ca Dumnezeu să ne păzească pe fiecare, să ne păzească mintea sănătoasă. Amin, amin mare, mare lucru să îmbătrânim uh, cu mintea întreagă, am auzit mulți bătrâni rugându-se să sfârșească bine și lucizi și cu mintea întreagă este o mare, mare binecuvântare ceea ce îmi doresc mie cu mare ardoare și vă doresc tuturor să sfârșiți lucizi mm -hmm.